maxim. E Radu Paraschivescu la Digi FM. Ca să știi. Bine ai venit, Radu. Bine v-am găsit. Ne găsim într-un moment important pentru România. Ne apucăm să construim autostrăzi, construim și echipă națională. O să fie bine. Edi Ordănescu este noul selecționer. Da. Ce crezi că ne așteaptă în perioada următoare din punctul ăsta de vedere? Nu știe nimeni, nu știe nici Ordănescu. Adică el bănuiește la ce s-a înhămat, știe că o să fie complicat și știe că o să aibă două prime teste în martie, două meciuri amicale cu Israel și Grecia, mi se pare. În rest, cunoaște mulți jucători din campionat, îi cunoștea și atunci când jucau în țară, unii între timp s-au transferat, dar a avut de-a face cu ei, cu unii chiar a lucrat. Din punctul ăsta de vedere, ar fi o soluție logică. Dar e de ajuns? Nu, niciodată nu e de ajuns cu o națională ca Naționala României, care trebuie acum, conform șefilor federali, să reintre în elită. Asta mi s-a părut de un risc vecin cu inconștiența. N-ai cum să reintri în elită într-un mandat. Așa ceva se face în mulți ani. Și firește că e un lucru simplist ce spun eu acolo, acum, dar e foarte ușor să ieși din elită. Trebuie niște rezultate proaste și a ieșit imediat, iar noi am făcut lucrul ăsta. De reintrat e mult mai greu. Lui Ordănescu i s-au adus câteva reproșuri, unele nu foarte elegante, de tipul că este profitorul unui vehicul politic acționat de tatăl lui. Interesant este că unul dintre cei care au făcut acest reproș a fost ministru secretar de stat. Imediat după decembrie 89, printr-o relație pur politică pe care o avea cu președintele de atunci. Prin urmare, takes one to know one. Dar astea sunt doar lucruri de coloratură care vor dispărea, se vor șterge la primele rezultate bune. La primele rezultate proaste vor fi îngroșate. Și se va merge pe o retorică de tip v-am spus eu că este băiatul Fisa Papa și ca o coincidență să vedem că este a doua pereche de selecționer tată-fiu după perechea Lucescu. Dar mie îmi place asta, eu cred că recuperăm pe partea de marketing. De exemplu, uite, englezii se chemau The Three Lions, nu? Da. Noi suntem puișorii lui tata Puiu sau ceva. Da. Și jucăm și în galben, adică puiuții. Da. Părem predestinați. Se și vopseau galben la păr în vremuri apuse. Da, în 98. Bun, acum și Villarreal joacă tot timpul în galben și a fost câștigătoare de Europa League anul trecut. Normal, faptul că ești îmbrăcat în galben nu înseamnă că ești palid. În unele cazuri poate însemna. Dar Iordănescu este o alegere până la urmă logică și din punct de vedere financiar. Cred de că este avut, mai ieftin. Da, am luat de ce bani erau. Da. Și a fost până la urmă în finala pe care a avut-o cu Bellon. E o finală nejucată față în față, dar o finală pe care au articulat-o tot federalii prin drumurile și demersurile pe care le-au făcut. Apropo de la Desau Belloni, el a avut o conferință de presă în care a spus niște lucruri, da, ce l-a deranjat cel mai tare și îți propun să ascultăm și după să spunem câteva cuvinte și despre cealaltă alegere pe care o puteau face, respectiv alegerea lui la Desau Belloni. Am semnat multe contracte. Niciodată nu m-am izbit de atâtea probleme pentru mine ilogice. Partea financiară nu am fost de acord, dar nu a prezentat absolut nicio problemă. Eu nu am semnat niciodată un contract la care să nu cunosc data sfârșitului. Supărat nu sunt, dar trist, da, sunt puțin trist. Deci, să fie clar, eu dacă n-aș fi vrut să vin la echipa națională, atunci noi astăzi nu ne-am fi văzut aici. Eu știam că este o posibilitate deosebit de frumoasă să mă urc, poate, pe ultimul tren. Astăzi, în fotbalul românesc, și să mă ierte jucătorii că nu arăt absolut deloc cu degetul către ei, nu găsești un jucător talentat. Sau cel puțin nu găsesc jucătorul talentat după aprecierile mele, care eu pot să accept că poate să fie și greșite. Dacă nu mă înșel, ultimii jucători, să spun așa, de anvergură internațională este Cristi Chiu și cu Adi Mutu. Greșesc cumva? Bună. Greșește? Nu greșește. Într-adevăr. Ei au fost ultimii jucători cu, nu doar cu talent, pentru că dacă vorbim de Mutu și Chivu,
Talent mai mult a avut Mutu, seriozitate mai mare a avut Ochivu, deci asta știe oricine. Și cred că aici, la definirea termenului de talent, există mici nelămuriri, da? Pentru că imediat Mihai Stoica a reacționat și a spus, vai, dar înseamnă că nu se uită la meciuri, n-a văzut ce bijuterie de gol a marcat Octavian Popescu. Talentul în Occident cred că e un pic altfel decât talentul nostru. Talentul nostru este capacitatea de a face jumbuș lucruri, de a ține mingea pe vârful nasului, de a dribla, cum se spune, într-o cabină de telefon. În Occident, talentul ăsta trebuie dublat de altceva, de o amprentă a personalității, de felul în care reușești să intri într-un grup, de felul în care reușești să pătrunzi în cultura fotbalistică a acelui loc, a acelei țări, și nu neapărat de numere de circ. Și cred că asta a vrut să spună Beroni, pentru că, într-adevăr, noi jucători cu personalitate nu prea am mai avut. Sau am avut jucători cu personalitate în România care s-au stins, s-au estompat în momentul când au ajuns într-un campionat puternic, vezi cazul Chiricheș, de exemplu, dar vezi și Tătărușanu, până la urmă, care în ultima perioadă a carierei a fost mai mult rezervă. Noi am mai vorbit aici, Radu, Mitea și cu Ibrahimović s-au intersectat la Ajax Amsterdam. Două talente, da? Da. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat cu fiecare. Era evident mâhnirea din glasul lui Beloni și firește că discuția cu Beloni a fost serioasă și țepoasă. Beloni, a mai spus, este un interlocutor incomod. Obiecțiile lui sunt parțial întemeiate, pentru că nu te poți lăsa la discreția unor prime rezultate slabe care să te debarce, ori așa reieșea din contract. Oferta financiară n-a fost grozavă. Beloni a cerut bani mai apropiați decât avusese Christoph Daum, decât Mirel Rădoi. Hai să zicem că se putea discuta, însă obiectivul intermediar a fost lucru care l-a indispus, și felul în care federalii care au discutat cu el păreau să se afle în contradicție cu clauzele din contract, adică îi păreau să spună una și apoi să semneze alta, ceea ce într-un mediu în care a trăit Beloni multă vreme e mai greu de acceptat. Eu nu-l, să zic, angelizez pe Beloni și nu-l sui pe o treaptă de sus, dar el este un antrenor cu ștaif occidental, a și spus asta în conferința de presă, e un om care a făcut niște rezultate în țări importante din fotbal, și e un om care aici ar fi avut, într-adevăr, cum spune și el, ultimul tren, ultimul maio, a spus el, maio e tricou. Da, pentru el ar fi fost o încheiere frumoasă de carieră, pentru că a antrenat aproape un an la Națională și ar mai fi venit pe un mandat care nu știu cât ar fi trebuit să nici nu știa că de aici nimeni nu s-au înțeles. Știa, da. Nimeni nu știa. Te-a dus cu gândul vreo clipă la Aimé Jacquet al francezilor? Aimé Jacquet a fost, la un moment dat, înainte de Cupa Mondială, cel mai antipatizat om din Franța. Adică oricine... Exista consemn aproape. Dacă îl prindeți cumva pe stradă, dați cu ce prindeți în el. Și el a făcut o chestie de negândit atunci. I-a dat afară pe Ginola și pe Cantona. Așa ceva nu poți să faci. Și de la cel mai antipatizat om din Franța, să trecem la cel mai iubit din România, Nicolae Ceaușescu. Așa scriau ziarele vremii. Și presa nu minte, nu? Presa nu minte niciodată, da. Deci pe 26 ianuarie era ziua lui Nicolae Ceaușescu și întâmplător am deschis un ziar scanat și drept din 1982, 26 ianuarie, unde ziarul scânteia, căci acesta era atunci. Da. Îi dedica practic întreaga ediție lui Nicolae Ceaușescu. Tot felul de laude venite din toate direcțiile. Scria mare, tovarășul lui Nicolae Ceaușescu, fiu iubit și ales al patriei și partidului, din adâncul inimii, omagiul întregului popor, fierbinte urare la mulți ani. Și prinos de recunoștință. Asta venea ulterior. Pleonastic, prinosul de obicei de recunoștință. Oare Ceaușescu, când citea lucrurile astea, adică el totuși, fiecare om se cunoaște pe sine, da. Adică și el bănuiesc că se știa cine e Nicolae Ceaușescu, nu? Când citea lucrurile astea, oare ce părere avea? Îl bucura atât de tare lauda asta venită în felul ăsta? Da, sigur, dar nu poți amputa orgoliul unui om și chiar dacă el pozează în om modest, ceea ce nu era cazul la Nicolae Ceaușescu, în adâncul firii lucrurile astea îl gâdilă, îl bucură și îl fac să creadă important. O bună parte din succesul aparatului de propagandă și al securității a fost că i-au instilat lui Nicolae Ceaușescu ideea că e un om care, fiind excepțional, este și vânat.
Și atunci are nevoie de un aparat de protecție stufos în jurul lui, ceea ce a și avut. Nostalgii, da, sigur că sunt nostalgiile de televizor pe care le vedem cam în fiecare an, cei 20, 30, 40 de nostalgici care se adună la mormântul lui și care relegitimează firav, dar o fac, Partidul Comunist, pentru că există acest partid care, apropo, fusese scos în afara legii în 1990, însă înțelegându-i cu totul pe nostalgici, trebuie să accepți că primul lucru, primul element al nostalgiei este vârsta, e regretul după vârstă. Adică eu nu o să fiu niciodată nostalgic pentru perioada aceea, dar îmi dau seama că atunci eram mai tânăr, mai imprudent și cred că era o imprudență până la urmă frumoasă, pitorească. Aveam alte reflexe, aveam alte energii și aveam mult mai mult timp în față. Acum am mult mai mult timp în spate și bănuiesc că ăsta este principalul resort de nostalgie, pentru că altfel, unul ca mine, care n-a beneficiat de favoruri, care n-a fost copilul tăticului care era bine instalat, unul ca mine a avut doar amintiri proaste. În afară de tinerețe și alaiul ei de mici bucurii, viața în comunismul lui Ceaușescu era o viață gri, o viață în sârmă ghimpată, o viață în care ți se spunea ce ai voie să citești, mai ales ce nu ai voie, în care n-aveai voie să pleci din țară, în care ți se drămuia mâncarea la modul draconic. Dar ce simți, uite, când puneai mâna pe un ziar cum e nu acest puneam. Scânteia? Sau îl vedeai, se vedea pe stradă. Acolo erau trei sau patru ziare, era Scânteia, care era cel mai encomiastic la adresa partidului și a lui Ceaușescu, era România Liberă, care poza aproape în ziar de opoziție pe vremea aceea. Și mai era Informația, care e un ziar de București, și Scânteia Tineretului, care pare că avea 5 rânduri în plus demne de citit față de Scânteia și România Liberă. Era o presă cenușie și controlată, în care scriau tot felul de politruci bine antrenați și în care chiar și oamenii care nu erau politruci trebuiau să se aleagă bine cuvintele, în așa fel încât textele lor să poată apărea și apărând să dea mai degrabă impresie proastă, pentru că nu aveau nuanță, nu aveau stil, deși posesorii lor aveau așa ceva. Da, știu că judecata multora este de tipul, măcar pe vremea aceea aveam un loc de muncă sigur, măcar venea sindicatul, ne dădea portocale de Crăciun, măcar nu-ți dădea lumea în cap pe stradă, măcar nu se răpeau copii. Ba da, îți dădea lumea în cap pe stradă și atunci, se răpeau copii și atunci, dar n-aveai voie să afli, pentru că totul era bine aici, în paradisul comunist. Eu n-am regretat și nu o să regret niciodată vremea, pentru că n-am avut niciun fel de motiv, aș avea mai degrabă motive să mă uit urât la acea perioadă, dar, repet, dragul vârstei, da, nostalgia sub planul vârstei, în planul vârstei este de înțeles, este firească. A fost un regim draconic, condus de un om care, mai spun o dată lucrul ăsta, l-am mai spus de câteva ori, care a împușcat oameni cu mâna lui la colectivizarea din Constanța. Să nu uităm, deci Ceaușescu a fost un băiat afabil, ușor gaga la sfârșitul vieții și pe care se pot face acum reclame la ciocolată și care poate fi mai muțărit. Nu, el a fost mult mai mult decât atât și a fost un om viclean, nu știu dacă inteligent, avea o inteligență practică, e adevărat, și genul de cinism și de lipsă de calcul care l-a făcut să parvină. Dar cum a rezistat atâția ani? Și să înșele vigilența. Cum a rezistat? Da. Păi, printr-un aparat de propagandă și chiar de teroare. Dar dintre toți conducătorii comuniști din zonă, mi se pare că noi am tras rozul cel mai prost. Noi și albanezii. Albanezii sub Enver Hoxha, cred că au dus-o binișor mai rău decât românii sub Nicolae Ceaușescu. Dar, într-adevăr, dacă ne comparai cu bulgarii, cehoslovacii, cum erau atunci, maghiarii, sârbii și ceilalți iugoslavii, da, o duceam cel mai prost, deși paradoxal eram singurii fără trupe rusești în țară. Noi nu aveam trupe sovietice, ceilalți aveau. Ia citește titlurile alea. Simbol al umanismului românesc. Minunat exemplu, înflăcărat în demn spre noi înfăptuiri. Ne e cârmaci, prieteni și esteag,
sub care țara își adună vrerea. Eu mi-am ratat cariera. Simbol al unității în liber veac și cu tezanța faptei și puterea. Și asta se întâmpla an de an? Se întâmpla an de an, se întâmpla și la momentele sărbătorești de tip 23 august sau mai știu eu ce, unde recitalurile astea erau obligatorii. Existau poeți, să zicem, acreditați pentru așa ceva, cunoscuri 15-20. Existau montaje literare la televiziune, cunosc iarăși vreo 30-40 de actori care făceau compromisul ăsta. Cunosc alții care, sau am cunoscut alții care n-au făcut asemenea compromisuri. Și nu mă refer la Puiu Călinescu, am tesit de lui Puiu Călinescu o poezie cu partidul, că ieșea război intern. Și crezi, crezi. Da, dar un Dinică, un Iureș, un Rebenciuc, un Caramitru, n-ai văzut recitând versuri pentru Nicolae Ceaușescu. Alții, inclusiv artiști emeriți, inclusiv oameni de mare carieră, au făcut pactul ăsta. Nu știu dacă au avut sau nu încotro. Dacă cei pe care i-am evocat mai devreme n-au avut încotro, pare să că ar fi putut și ei să spună pas. Dar a fost un regim urât și cu cât poeziile patriotice sunau mai bine și arătau mai dolofan pe pagina de ziar, cu atât viața de adevăratele în comunism era mai complicată. Și asta iarăși, apropo de fake news, fake news-urile n-au început acum în anii 2000, da? În ziare și în manuale de istorie aflai că ești în cea mai frumoasă perioadă și că ești duci o viață înfloritoare când tu aveai 9 grade în cameră, stăteai la coadă de cu noapte în ideea că poate vine o mașină și prinzi ceva, nu se știe ce, n-aveai voie să faci o vizită alături. Chiar și în ziarul erai supravegheat. Chiar în ziarul pe care l-am deschis noi aici, scanat, chiar asta se spunea, suntem în cei mai frumoși ani și cei mai luminoși. Da, oh, Doamne. Da, a fost un întuneric de plin, nu doar pentru că se întrerupea curentul cu orele în fiecare zi, ci pentru că, într-adevăr, trăiai sub o lespede. Deci viața ta era sub o lespede de piatră. Radu, îți mulțumim că ne-ai povestit așa realitatea din anii respectivi. Noi eram copii la Revoluție, așa că nu ne aducem aminte foarte exact cum se trăia în comunism. După 9:30 ne întoarcem cu Radu Paraschivescu. Avem treabă, ne ocupăm de gramatică, dar și de știrile cu final neașteptat. Peste întreaga țară s-au cernut zăpezi bogate, nesfârșite așternuturi de argint pentru ogoare, mirifice podoabe pe crengile care așteptau nostalgic îmbrățișările reci și pure. Ne-am trezit peste noapte în potmoliți în frumos și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. Orașele țării, cu oamenii săi harnici, cu ostași și ofițeri în primele rânduri, au pornit o bătălie veselă, dar mai ales obositoare, împotriva zăpezii. Pe unde au intrat în acțiune și motorizatele, victoriile au fost remarcabile.